Postul național de știri NCN este începând de astăzi distribuit și în rețeaua Telecom și IPTV pe canalul 266, ceea ce urcă acoperirea NCN la 3 milioane de case, având în vedere și faptul că deja este pe UPC. Mulțumesc managementului Telecom pentru seriozitate și implicare. NCN este și mai puternic începând de azi. Am intrat deja și în procesul de măsurare al audiențelor și sperăm ca luna ianuarie să aducă pentru noi intrarea în lista must carry. În continuare, ne lovim de indolență și reaua credința a conducerii RCS-RDS. Mă refer la Ioan Bendei și la Zoltan Tesari, oameni care își folosesc abuziv poziția dominantă ca să blocheze libertatea de expresie și televiziunile care fac jurnalism. Da, ne blochează acum, dar îi asigur că este temporar. Ce fac ei este nesimțire, căci, de exemplu, pentru sluga lor, Adrian Tomșa, au găsit imediat loc în grilă, a spus Liviu Alexa, jurnalistul care deține televiziunea. În 30 octombrie, NCN a început emisia pe UPC, fiind repartizat pe canal al 409. Liviu Alexa este jurnalist de investigații și deține pe lângă NCN și o rețea de 15 ziare locale în România sub egida Presa Bună.